Deși tinerii își încep viața sexuală din ce în ce mai devreme, majoritatea nu știu absolut nimic despre motivele pentru care ar trebui să se protejeze, în afară de o posibilă sarcină și virusul HIV. Ce ar trebui să știe acești tineri? În primul rând, poate n-ar fi rău să comunice cu părinții lor și să fie foarte bun prieten cu părinții lor. Apoi, școala ar trebui să se implice și să facă ore de educație sexuală cât mai devreme. Nu trebuie să aștepte vârsta de 18 ani să se facă educație sexuală și tinerii să fie atenționați asupra pericolelor la care se expun. Nu trebuie să ne fie rușine să ne educăm tineretul să-și păstreze sănătatea și să se apere de eventuale pericole. Tinerii care se angajează într-o viață sexuală la o vârstă cât mai precoce, trebuie să știe că se expun și unor riscuri. Printre bolile cu transmitere sexuală, unele fac ravagii în secolul acesta în care trăim și în secolul trecut. Infecția cu virusul imunodeficienței umane, HIV, infecția cu virusul hepatitei C, pentru amândouă, din nefericire, nu avem un vaccin. Infecția cu hepatita B, cu virusul hepatitei B, din fericire pentru acesta există vaccin, iar tinerii ar fi bine să facă o vizită la medicul de familie, să-și facă examenul fizic anual și determinările de sânge, să afle dacă sunt infectați cu sau au fost infectați cu virusul hepatitei B și în caz că nu, ar fi foarte bine să se facă, să fie vaccinați. Nu știu dacă vaccinarea cu hepatită B, cred că la ora actuală este introdusă printre vaccinările care se fac de rutină și la noi în țară încă de la naștere, dar s-ar putea să nu fie la fel peste tot sau cei care sunt ceva mai mari să nu fie prins perioada de vaccinare, deci este bine să fie conștienți de acest lucru și să se vaccineze. Pot contacta infecții cu virusul Human Papilloma Virus, care este virusul papilomelor umane, acest virus care ne dă leziuni pe piele, cum sunt verucile localizate la diverse niveluri ale pielii, pe mâini, pe piele în general, se pot localiza și în zona genitală și ce este grav, unele dintre aceste tipuri de virusuri, care sunt peste 100 la număr, pot mai târziu în viață să aibă legătură cu cancerul colului uterin, care, din nefericire, este o boală cu transmitere sexuală. Fetele tinere trebuie să știe că la 3 ani de la debutul vieții sexuale, dacă sunt mult mai mici de vârsta de 21 de ani, ele trebuie să-și facă un examen Papa Nicolau. Examenul Papa Nicolau, Babeș Papa Nicolau, mai exact, este cel care ne ajută să depistăm leziunile precanceroase în timp util și să intervenim. Dacă femeia respectivă, fata, face parte din categoria celor cu risc scăzut, prin asta înțelegând o fată care și-a început sau o tânără care și-a început activitatea sexuală după 18 ani, care nu are un număr foarte mare de parteneri într-un timp redus de ani, care nu are legături sexuale cu persoane care la rândul lor sunt în categoria de risc crescut, cei care folosesc droguri sau care au relații sexuale cu persoane din categoria high risk, cum ar fi prostituatele, cele care fac sex neprotejat sau cei care sunt deja infectați cu diverse virusuri care provoacă maladii din acestea, care sunt crunte. Aceste persoane, deci, care fac parte din categoria low risk, dacă au un examen Papa Nicolau care este normal, nu este nevoie să repete chiar în fiecare an acest examen. Se poate face odată la 2-3 ani. Există însă persoane care intră în categoria high risk. Asta înseamnă cele persoanele care utilizează droguri, care fac sex neprotejat, cu multipli parteneri, care au deja sau au avut deja una sau mai multe infecții genitale. Aceste persoane ar trebui să facă examenul Papa Nicolau mult mai des. Pentru depistarea tipurilor sau infecțiilor cu virusurile acestea HPV, există teste complicate, complexe, care pot determina care este tipul de HPV care a infectat persoana respectivă. Toate aceste teste pentru determinarea tipului de infecție cu HPV, a tipului de HPV care este implicat în infecția genitală, nu își au rostul să fie făcute și nici nu se recomandă, conform protocoalelor internaționale, să fie făcute, deși sunt foarte scumpe în primul rând, dar nu își au rostul încât organismul persoanelor tinere curăță această infecție. Deci sistemul imun este cel care la 7-8 luni va elimina o astfel de infecție cu un anume tip de HPV. Sunt peste 100 de tipuri. Unele dintre aceste tipuri sunt cu risc foarte crescut de oncogeneză, adică induc cancer la nivelul colului uterin, dar asta ia un timp,
ani. Dacă vom face un test de HPV, care este foarte scump, la noi în țară costă o astfel de determinare în jur de 3-4 milioane, vom afla că tânăra respectivă este infectată cu un număr de tipuri de HPV. Dacă repetăm această analiză peste 8 luni, vom găsi cu alte tipuri, deoarece s-a imunizat și se reinfectează și s-a imunizat și se reinfectează și dacă 40% din ele vor face, de exemplu, o infecție care ulterior va progresa către niște leziuni de displazie, 65-70% se vindecă. Deci nu are sens să facem și să repetăm și să cheltuim banii. Modalitatea prin care noi urmărim evoluția acestei infecții cu HPV este testul Papanicolaou, care și la noi în țară se face după sistemul de la Bethesda și noi putem urmări dacă apar leziuni la nivelul celulelor colului uterin. Este simplu de făcut, nu este scump și în momentul în care apar astfel de leziuni la fetele tinere, la fel avem, ni se recomandă și recomandăm expectativa, pentru că au această capacitate de a se vindeca. Facem un tipaj al acestor infecții cu HPV în jurul vârstei de 30 de ani sau după, când avem un Papanicolaou modificat și vrem să vedem ce se întâmplă. De asemenea, avem la dispoziție la ora actuală vaccinurile pentru cancerul colului uterin. Unul dintre cititori, dacă nu mă înșel, care a intrat pe forumul nostru, a pus o întrebare dacă avem studii comparative privind efectele adverse sau eficacitatea acestor vaccinuri și reacțiile adverse. Nu știu dacă sunt studii, pentru că în momentul în care noi găsim un vaccin, gândiți-vă la vaccinul pentru rujeolă sau alte vaccinuri, nu, care au vindecat și previn atâtea boli destul de grave, nu? Exact același lucru. Nu pot să vă spun că am văzut studii care să ne arate că sunt atâtea persoane moarte pentru că au făcut acest vaccin, pentru că se întâmplă reacții adverse și, bineînțeles că sunt citate, dar pot să vă spun cu siguranță că am văzut foarte multe femei tinere la noi în țară care au murit de cancer al colului uterin, care este o boală foarte gravă, din fericire se poate preveni și dacă vă veți uita pe harta pe care OMS-ul o publică și o updatează periodic, veți vedea că România, la nivel de incidență a colului uterin, este undeva la același nivel cu Africa subsahariană. 34%, asta spune foarte mult comparativ cu 6-7% prevalența în alte țări în care testele de depistare a cancerului se fac periodic, în care se face o educație sexuală, o educație privind bolile cu transmitere sexuală. Deci, cred că și la noi populația trebuie să aibă acces mai mult la educație privind modalitățile de infecție, modalitățile de prevenire, stilul de viață, pentru că vedeți, foarte multe femei se îmbolnăvesc cu virusul HPV, dar nu toate fac cancer. De aceea poate unii dintre cititori spun, acum mai cunosc pe cineva care are o infecție cu HPV și încă tip oncogen și totuși n-a făcut cancer. Ei, aici este povestea, nu toată lumea face cancer, sunt și cofactori asociați care au un rol foarte important. Statusul imun al persoanei respective. Statusul imun, cine îl determină? Nu numai genetica, ce moștenim, ci noi înșine, fumatul, consumul de alcool, viața dezorganizată, alimentația, la fel, neechilibrată. Deci toate astea ne pot ajuta pe noi. Sunt studii care au luat glera cervicală de la femei și care fumează și care au găsit acolo concentrații din nicotină, din gudron, din ce anume fumăm, respirăm, inhalăm în jurul nostru. Deci nu neapărat viața și educația și informația despre bolile transmisibile sexual trebuie să meargă mână în mână cu informația despre cum putem să trăim sănătos, să ne prelungim viața. Informații despre igiena sexuală, ele sunt deosebit de importante. Simplu spălat cu apă și săpun, înainte, după raportul sexual, protecția, nu? Nu rapoarte sexuale la întâmplare cu o persoană pe care acum ai cunoscut-o și nu știi, spui că este frumoasă, este bine îmbrăcată, dar nu poți să știi ce, nimeni nu poartă carnetul de vaccinări sau carnetul cu boli pe care le are și știți că sunt și cazuri de persoane care s-au infectat, de exemplu, cu virusul HIV, nu? Și care intenționat au raporturi sexuale ca să îmbolnăvească pe alții din răzbunare. Deci nu trebuie să punem foarte mult preț. Este un sfat pe care îl dau celor tineri. Foarte mult preț pe viața lor.
a cântări momentele de plăcere și neplăcere vis-a-vis de a folosi sau a nu folosi un prezervativ, prezervativul vă păzește viața. Este foarte adevărat un lucru care este recunoscut și FDA, Food and Drug Administration, Statele Unite, a obligat producătorii de prezervative să menționeze că utilizarea prezervativului nu protejează 100% de infecția cu HPV, pentru că pot exista leziuni pe tegumentele adiacente, în zonele inghinale, care se pot lua prin contactul intim, dar vă protejează de SIDA, vă protejează de hepatită B, de hepatită C și sunt studii numeroase, comparative, pe loturi mari de tineri care unii au folosit constant prezervative și alții nu au folosit și riscul de infecție și atentat la viața acestor tineri frumoși pe care noi ne chinuim să-i creștem așa cum se poate mai bine, cred că trebuie să pună foarte mult preț pe viața lor. Absolut. Am vorbit de cele mai crunte boli. Acum, care sunt cele mai întâlnite boli cu transmitere sexuală? Sunt foarte multe boli comune cu transmitere sexuală care nu sunt atât de crunte, dar să știți că nu sunt nici ele foarte ușoare. Infecțiile cu gonococ, cu Neisseria gonorrhoeae, nu? Se tratează, dar pot lăsa sechele la nivelul trompelor uterine, infertilitate. Acestea se manifestă mai ales sau o manifestare mai zgomotoasă la bărbați și aceștia determină de multe ori femeia să se prezinte. Pentru că multe femei pot avea infecția gonococică care să nu fie manifestă atât de zgomotos. Există de asemenea infecțiile cu clamidii, care iarăși poate să nu fie foarte zgomotoase și ne aflăm în fața unui cuplu care nu poate concepe un copil pentru că au avut o infecție cu clamidie care de asemenea a lăsat sechele la nivelul trompelor uterine sau la nivelul aparatului genital și care a influențat fertilitatea ulterioară. De aceea este foarte important ca orice persoană care a debutat viața sexuală și care este în categoria de grupă pe care v-am menționat-o să meargă periodic la medic, să-și facă analizele acestea prin care se pot depista diverse infecții ale aparatului genital. De asemenea, este foarte importantă discuția între cei doi parteneri, pentru că unii dintre ei prezintă simptome și de rușine sau de jenă prost înțeleasă, nu-i spun partenerului, se duc, se tratează și continuă mai departe să aibă relații cu persoana care este infectată sau care la rândul ei poate sau al lui poate transmite boala mai departe. Deci este foarte important ca o persoană care a căpătat o boală transmisibilă sexual să fie corect față de partenerul respectiv și să informeze, pentru că dacă numai unul se tratează și celălalt nu, atunci nu se taie lanțul acesta. Deci pacientele sau pacienții se pot prezenta pentru usturim, mâncărim, scurgeri care li se par patologice, roșața zonelor genitale, povești de genul acesta. Acestea sunt simptome cu care dânșii vin frecvent la cabinetele obstetricianului ginecolog. Noi, bineînțeles, că prelevăm o simplă analiză a scurgerii respective sau inspectăm zonele respective și realizăm cam pe unde ne aflăm și cam ce anume se petrece. Și bineînțeles că avem discuții legate de această educație pe care o facem ori de câte ori pacienții se prezintă la noi, dar este bine să nu se ajungă până la acest punct și eu cred că dacă s-ar folosi regulat prezervativul și protecția, asta vorbesc în cazul celor care au relații care nu sunt atât de lungă durată, nu sunt relații monogame, stabile. Pentru că nu se poate vorbi despre o protecție și despre folosirea de prezervativ tot timpul în cadrul unui cuplu stabil, căsătoriți sau o relație monogamă stabilă de ani de zile cu parteneri care sunt fideli. Mai rar se întâlnesc boli transmisibile sexual în cazul acestor cupluri. Atunci când cineva își începe viața sexuală și nu are simptomele vreunei boli cu transmisie sexuală, când începe să se ducă la medic și odată, la cât timp ar trebui să se verifice periodic? V-am explicat mai devreme. Deci v-am explicat că sunt protocoale foarte clare. Deci nu te duci la doctor numai pentru că ai viață sexuală, nu? Deci se face examenul citologic Babeș Papa Nicolau la 3 ani de la debutul vieții sexuale, dacă debutul vieții sexuale este mai jos de vârsta de 21 de ani. Dacă debutul vieții sexuale nu s-a făcut până la vârsta de 21 de ani, la 21 de ani este bine ca femeia să se prezinte la medicul ginecolog pentru investigații al unor astfel de afecțiuni. Da? Apoi, dacă analizele sunt normale, repetarea acestor analize se face odată la 2-3 ani.
pentru categoria celor care, deci, sunt normale, deci sunt cu low risk, nu sunt expuse la factori adiționali. Dacă femeia nu prezintă absolut niciun simptom, exact așa cum ne prezentă niciun simptom, trebuie să te duci odată pe an la medicul de familie, să-ți controlezi tensiunea arterială, să-ți determini nivelul colesterolului, glicemia, pentru că sunt boli care nu se manifestă niciun fel, suntem sănătoși, dintr-o dată ne-am prezint bolnavi. Iar dacă noi, în loc să practicăm o medicină preventivă, o să practicăm numai o medicină curativă, deci să fim puși în fața unor persoane care sunt bolnave și hai să vedem ce s-a întâmplat și când s-a întâmplat, acesta nu este tipul de medicină pe care noi vrem să-l practicăm. Deci fiecare persoană trebuie să știe, așa cum mamele își duc copiii la medicul pediatru periodic, să vadă cum cresc, cum iau în greutate, cum mănâncă, ce se întâmplă și se fac analize periodic, exact așa trebuie să continuăm și în perioada de adult. Mă gândesc că poate dacă vom avea un alt fel de sistem de asigurări, pentru că noi nu avem practic un sistem sănătos de asigurări de sănătate, mă gândesc că atunci sistem, cei care ne asigură și noi plătim aceste asigurări, ne vor obliga ca măcar o dată pe an să ne ducem la medicul de familie, care la rândul lui ne va face un minimum de analize pentru bolile care sunt cel mai frecvent întâlnite în zona în care trăim, la care suntem expuși, ținând cont de istoricul. De asta e bine să avem un medic de familie care să ne cunoască familia, deci bunicii, mamele, tații și așa mai departe, la ce boli suntem expuși, apropo de pacientul acela care ne-a scris pe forum despre soția dânsului care a avut un cancer de colon, nu? Deci asta pune la risc copiii, pune la risc pentru un cancer de colon și atunci medicul de familie care are istoricul familiei și știe ce s-a întâmplat, ei vor trebui să înceapă un screening pentru aceste boli la care copiii vor fi la risc, cancer de ovar, cancer de colon, mult mai repede decât să începe în mod normal, pentru că în mod normal oricine la vârsta de 50 de ani sau după 50 de ani ar trebui să facă o colonoscopie, nu ca să depistăm în timp leziuni care pot fi, nu trebuie să așteptăm să avem sângerări rectale să ne trezim cu un cancer inoperabil. Deci noi trebuie să facem medicină preventivă, noi trebuie să învățăm că trebuie să ne controlăm sănătatea și să o păstrăm. Nu să așteptăm să ne îmbolnăvim, să așteptăm să avem scurgeri, să așteptăm să avem mâncărimi, dureri, umflături acolo și ne ducem la doctor că nu mai nimerim, nu putem, avem usturim la urinat și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne obișnuim să ducem o viață sănătoasă, trăim un stres fantastic pentru că asta este viața pe care o trăim peste tot, nu numai aici, dar trebuie să învățăm să nu aducem factori, extra factori de risc, fumatul. Deci țările din fosta Europa de Est, dacă vă veți uita tot așa pe hartă, cu repartiția asta, veți vedea că fumatul în țările noastre este la cote alarmante. Și asta este un factor fantastic de risc, pentru că printre bolile cele mai răspândite sunt cele grave, vorbesc, cancere, sunt cele care sunt legate de fumat. Fumatul poate să omoare. Și nu omoară numai prin cancer de plămâni, cancer de pancreas, cancer de vezică urinară, îi favorizează pe cei care fac infecție HPV să dirigeze HPV-ul, să se integreze în genomul leziunilor acolo, celulelor de la nivelul colului și peste 15 ani femeia aceea se trezește cu un cancer la colul uterin și nu știe de ce, să aibă niște rezerva ovariană să fie redusă, să intre la menopauză mai devreme și multe, multe alte, să nu poată lua anticoncepționale, pentru că dacă fumezi foarte mult nu poți lua anticoncepționale pentru că ai risc de boli tromboembolice și așa mai departe. Deci să facem mai mult sport, să ducem o viață sănătoasă și tineretul trebuie să înțeleagă acest lucru. La fiecare colț de stradă, la noi aici, toată lumea fumează. În florărie se fumează, la spital se fumează, peste tot se fumează.